preamărit și binecuvântat să fie Domnul. Amin. După ce am ascultat atâtea cântări înălțate toate spre lauda Domnului, aș vrea să vă invit pe dumneavoastră, cei prezenți în casa Domnului, să ne întoarcem acum inima către cuvântul care a fost citit și din care, cu ajutorul Domnului, aș vrea să vorbesc în continuare. Ne va fi de folos să luăm aminte, pentru că învățăturile acestea sunt pentru noi. Cum spunea în vechime unul dintre prietenii lui Iov, ascultă că este spre folosul tău. Domnul să ne binecuvânteze. Amin. Amin. De-a lungul anilor mi-am adus aminte mereu de cuvintele unui slujitor al lui Dumnezeu, un om înaintat în vârstă, care astăzi era pe atunci înaintat în vârstă, astăzi nu mai este printre noi. Bărbatul acesta, cred că era în ultimul an de viață și predica într-una din bisericile române din diaspora, spunea: dragii mei, eu sunt bolnav în momentele acestea când vă vorbesc. Spunea el, sunt bolnav, dar aș vrea să am un mesaj sănătos pentru voi. M-am gândit la cuvintele lui și în seara aceasta eu nu știu să fiu bolnav. Dacă mergi la medic, medicul îți găsește ceva să-ți vândă niște medicamente. Dar câtă vreme ești în regulă și nu simți nimic special, mai bine nu te duc. Nu sunt așadar bolnav, mă bucur de sănătate și mulțumesc Domnului, dar aș vrea mesajul meu din seara aceasta să fie un mesaj sănătos. Aș vrea să vă fie de folos și aș vrea ca plecând din locul acesta spre casă să cugetăm la aceste lucruri care ne sunt împărtășite din Cuvântul lui Dumnezeu. Am ales să citesc în seara aceasta un pasaj foarte scurt din Evanghelia după Matei și mai precis din ceea ce oamenii numesc Predica de pe munte. Cercetătorii cred că titlul acestei predici a Domnului Iisus l-ar fi pus Sfântul Augustin. Este posibil să fie așa, este posibil să fie numit predica aceasta altcineva înainte de Augustin. Dar ceea ce este important este că această vorbire a Domnului Iisus, cuprinsă în capitolele 5, 6 și respectiv 7 din Evanghelia după Matei, sintetizează esența trăirii și a învățăturii creștine. Mă uimește de fiecare dată când o citesc predica aceasta. Și de a fi cu putință, aș vrea să o știm cu toții pe din afară. Și ea să fie programul după care noi funcționăm în lumea aceasta. Atunci când vom îndrăgi predica aceasta și vom asculta și vom căuta să îi primim principiile, noi vom fi niște oameni binecuvântați și vom deveni binecuvântări pentru semenii noștri. Atunci și numai atunci, eu cred că am înțeles esența vieții creștine. Unii teologi au asemuit predica aceasta rostită de Domnul Iisus pe un munte din Țara Sfântă cu darea legii prin Moise de către Dumnezeu pe muntele Sinai cu vreo 1500 de ani în urmă. Nu știu dacă paralela aceasta este una foarte grozavă, dar ceea ce știu este că aceste principii pe care Domnul le-a enunțat în predica de pe munte sunt principiile care trebuie să stea la viața omului care dorește să fie plăcut lui Dumnezeu. Și de aceea zic cu convingere și cu dorință, Doamne, ajută-ne să împlinim aceste lucruri. Amin. Nu cumva ele să stea în fața noastră în ziua judecății lui Dumnezeu ca niște capete de acuzare, ca niște lucruri despre care am fost informați, am luat cunoștință, dar pe care le-am ignorat, le-am lăsat deoparte, ele sunt cuvânt al lui Dumnezeu. Predica aceasta de pe munte a început prin enunțarea unei serii de fericiri. Și măcar că n-am să vorbesc în seara aceasta despre acele fericiri, aș vrea să spun totuși că ele sunt rezervate copiilor lui Dumnezeu.
În mod greșit se spune despre creștini, despre copiii lui Dumnezeu, că ei nu știu să se bucure de viață, că ei își trăiesc viața risipind-o, de fapt. În realitate, adevărata bucurie este a copiilor lui Dumnezeu, adevărata fericire. Că e așa, se vede foarte limpede, dacă vă uitați cu băgare de seamă. Cei ce nu-L cunosc pe Dumnezeu, caută fericirea până la capătul vieții lor și pleacă de pe pământul acesta fără să o fi găsit. Dar cei ce gustă fericirea și în timpul vieții acesteia și mai cu seamă în timpul vieții viitoare, care va să fie, sunt cei care ascultă de Dumnezeu și împlinesc poruncile Lui. Doamne, zic încă o dată, ajută-ne la toți. Amin. Mântuitorul Iisus menționează aici o serie de fericiri pe care ar fi bine să le studiem câte una în fiecare predică și apoi aș vrea să se vorbească despre ele în așa fel încât să ni le dorim fiecare dintre noi. Și după ce le enumeră Domnul pe aceste fericiri și ne lasă de înțeles că ele ne sunt accesibile, Mântuitorul Iisus vorbește despre creștini zugrăvindu-i prin trei simboluri distincte. În versetele 13, 14, 15 și 16, din acest capitol 5 din Matei, Domnul Iisus folosește trei simboluri care îi zugrăvesc pe creștini. Primul este sarea pământului. Al doilea simbol este lumina lumii. Și al treilea simbol este cetatea așezată pe un munte. M-am gândit că de-a lungul anilor am auzit multe predici și mulți predicatori cu privire la subiectul acesta, sarea pământului. Ocazional, un pic mai rar decât predica cealaltă, am auzit pe alții vorbind despre creștini ca și lumină a lumii. Însă, foarte rar am auzit predici care zugrăvesc viața creștină ca o cetate așezată pe un munte. De obicei, predicatorii combină ultimele două simboluri, dar ele sunt diferite. Fiecare din aceste simboluri transmite o idee, servește unui scop pe care Domnul l-a avut în vedere. Și la fiecare simbol, Domnul adaugă o precizare. Atunci când vorbește despre creștini ca despre sarea pământului, Domnul îi avertizează pe aceștia despre pericolul de a-și pierde gustul și despre riscul de a nu-și mai putea recăpăta niciodată puterea de a săra. Atunci când vorbește despre lumină a lumii, le dă de înțeles creștinilor că atunci când cineva aprinde o lumină, o aprinde ca să aibă folos de pe urma ei, atât el cât și cei din casă. Nimeni, spunea Domnul, n-aprinde o lumină ca să o așeze sub obroc. Mă gândeam joi seara că dacă vreodată se va mai rândui să vorbim despre acel bărbat din vechime, Gedeon, despre lupta pe care a avut-o cu madianiții, poate că ar prinde bine să vorbim și despre modul în care s-a desfășurat lupta aceea. Pentru că se preciza aici, recent, între noi, că a fost vorba despre niște ulcioare și despre niște făclii. Și făcliile trebuiau ținute în ulcioare și atunci când a venit momentul, ulcioarele acelea, vasele acelea de lupt trebuiau sparte și lumina devenea vizibilă. Câtă vreme lumina este ascunsă, ea nu este folositoare. Scopul luminii este să facă lucrurile clare, să ne arate primejdiile pe care le putem întâlni în călătoria noastră. Să ne arate adevărata imagine și adevărata perspectivă a lucrurilor cu care avem de-a face. Și de aceea spunea Domnul Iisus, nimeni n-a prinde o lumină ca să o ascundă, să zicem, într-un fel de cutie, ci o pune într-un loc de unde lumina se răspândește ca să aibă folos după ea cât mai mulți. Și apoi când vorbește Domnul despre o cetate așezată pe un munte, adică într-un loc sigur, dacă vreți, cetatea aceea nu poate, spunea Domnul Iisus, nu poate să rămână ascunsă. Ea este văzută de toți și cam așa este și trebuie să fie viața noastră, viața mea și viața dumitale.
Ea nu trebuie, dacă este o viață și dacă trăim o viață creștină, ar trebui să o trăim în așa fel încât cei de lângă noi să o vadă. Asta nu înseamnă că noi trebuie să vorbim despre noi, trebuie să ne scoatem mereu și mereu pe noi în evidență, ci să lăsăm ca viața noastră și faptele noastre să mărturisească despre noi. Oamenii văd mărturia aceasta și apoi când Tatăl îi va cerceta, îi vor da slavă lui Dumnezeu. Îmi doresc ca viața mea și viața dumitale să fie și sare, să fie și lumină, și imaginea unei cetăți pe un munte. Domnul să ne binecuvânteze. Seara aceasta însă spuneam că aș vrea să mă opresc doar la primul simbol. Aș vrea să vă spun că am observat că în Biblie sarea este folosită câteodată cu sens negativ și câteodată cu sens pozitiv. Cu sens negativ, de bună oară, veți găsi că sarea împiedică rodirea pământului. Acolo unde pământul este bogat în sare, acolo vegetația se ofilește, piere. De fapt, nici nu răsare în astfel de pământ. În cartea Deuteronomul, capitolul 29, veți găsi un pasaj amplu care începe în versetul 19 și se continuă până în versetul 24, dar sarea este menționată acolo în versetul 23. Și se vorbește acolo despre un om, despre o cetate, despre un popor care nesocotește, fiind în legământ cu Dumnezeu, nesocotește cerințele lui Dumnezeu și spune: eu mă pot bucura de pace și dacă nu ascult de prevedere și de cerințele lui Dumnezeu. Și Dumnezeu acolo vorbește prin Moise și spune poporului ce se va întâmpla cu locul acela, cu unde trăiesc astfel de oameni. Și aș vrea să mai adaug un alt exemplu aici. În cartea lui Iov, de bună oară, capitolul 39, versetul 6, se vorbește despre un pământ sărac. Pământul sărac, el nu poate să fie o binecuvântare pentru cei ce îl locuiesc, pentru că îl muncesc degeaba și nu dă rod. Într-o altă traducere, pământul sărac din Iov 39 este numit pământ bogat în sare sau un pământ sărat. În același timp, în Ieremia, capitolul 17, versetul al 6-lea, se vorbește și acolo despre un pământ sărat, ca un fel de pedeapsă pentru oamenii care nu ascultă de Dumnezeu. Însă, spuneam, în multe alte locuri în Biblie, sare este numită sau este folosită și ca o imagine pozitivă, ca și ceva pozitiv și de dorit. De bună oară, tot în Vechiul Testament, dacă veți studia cu atenție, toate prevederile pe care Dumnezeu le-a avut în vedere cu referire la jertfe, toate jertfele care trebuiau aduse, ele trebuiau să fie însoțite de sare. O jertfă fără sare era o jertfă incompletă. Apoi, încă din vechime, am constatat că oamenii au folosit sarea și ca pe un fel de antiseptic natural. În Ezechiel, capitolul 16, versetul al 4-lea, dacă nu dau greș, se face acolo o menționare, o referire la o practică din vremea aceea, din Antichitate. Și este posibil ca în anumite zone ale globului practica aceasta să mai fie încă în actualitate, în vigoare. Acolo se face o referire la ziua când se naște un copil. Primul lucru care se face, îi se taie umbilicul sau buricul. Apoi, copilul acela, băiat sau fată, este scăldat în apă în scopul curățirii și apoi o altă operație, frecarea cu sare. Adevărul este că nu știu cum se face procedeul acesta, dar îmi închipui că este ceva care dezinfectează tot ce ar putea să fie focat de infecție pe trupul noului născut. Ne duc aminte de bună oară și de o experiență din viața profetului Elisei. În 2 Împărați, capitolul 2, de la 19 până la 22, se vorbește despre o problemă cu care se confruntau locuitorii cetății Ierihon. Cetatea aceea era o cetate frumoasă, avea o înfățișare frumoasă, o plasare destul de bună, am putea să spunem, însă izvorul de apă care alimenta cetatea aducea cu sine un fel de boală. Și oamenii de acolo probabil că au încercat în tot felul să rezolve problema aceasta.
Și în cele din urmă au ajuns la omul lui Dumnezeu, la Elisei. Și Elisei, la solicitarea locuitorilor cetății, a venit, s-a dus la izvorul apelor și cu un plic de sare s-a dus acolo și a aruncat sarea la izvor. Și apele acelea au fost tămăduite și tot ceea ce era vădămător în apele acelea a fost îndepărtat. Sigur că a fost o lucrare și o minune dumnezeiască acolo. Aș vrea să spun însă că aici Mântuitorul Iisus folosește saria ca un compliment. Când spune Domnul Iisus ascultătorilor lui de atunci, voi sunteți sarea pământului, le face unul dintre cele mai frumoase complimente ce le puteau fi făcute atunci. Dar în primul rând, aș vrea să vedem cui îi se adresează Domnul Iisus. Eu am citit și versetul 1 și versetul 2, versetele care deschid acest capitol 5. Când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte. Și după ce a șezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Apoi a început să vorbească și să învețe astfel. Și reiau întrebarea, cui îi spune Domnul Iisus, voi sunteți sarea pământului? Cineva s-ar putea grăbi și ar putea spune, păi, ucenicilor lui, care ucenici ai Domnului Iisus? Pentru că până la data rostirii acestor cuvinte, Domnul Iisus alesese doar vreo 4 din cei 12. Urma după aceea să mai aleagă diferența, ca să nu zic restul, cuvântul ăsta îl evit cu mare atenție, ca să-și completeze numărul de 12 ucenici. Atunci când Domnul era pe munte și când a rostit această predică de pe munte, această extraordinară predică de pe munte, Mântuitorul încă nu avea un grup de 12 ucenici, un număr complet. Dar atunci, cui se adresează Domnul când spune aceste lucruri? Vreau să vă spun că, în convingerea mea, El se adresează noroadelor care au venit acolo. Sigur că aceia care se simțeau ucenici, care voiau să fie ucenici ai Lui și îl considerau pe Domnul drept un învățător al Lui, al lor, oamenii ăștia au venit mai aproape de El. Dar vorbirea aceasta a Domnului Iisus a fost o vorbire adresată tuturor celor ce voiau să-L asculte și erau adunați acolo. N-ar fi de fapt politicos deloc dacă, să zicem, un predicator, cum aș fi în seara aceasta eu, să mă adresez unui grup de oameni numai și pe ceilalți să nu-i bag în seamă, să n-am nimic pentru ei. Un predicator trebuie să-i cuprindă pe toți ascultătorii lui și la nivelele lor de înțelegere trebuie să le ofere câte ceva fiecăruia. De aceea, eu cred că Domnul Iisus Hristos a adresat tuturor oamenilor adunați acolo. Dacă așa stau lucrurile și eu cred că așa stau, atunci acest lucru are deja două aplicații practice. Am să vă spun cea din tâi dintre ele. Vedeți dumneavoastră, lumea are standardele și valorile ei. Societatea în care noi trăim are valorile ei. Socoate și prețuiește societatea de astăzi ca fiind valoroși oamenii care se remarcă într-un mod deosebit printre semenii lor. Întotdeauna lumea a apreciat pe cei care au avut performanțe deosebite. În general se crede că liderii deosebiți, mari conducători ai popoarelor, au fost oamenii care au împins societatea înainte. Legiuitorii care au dat legi drepte și înțelepte, că au fost și din aceștia în istorie, au fost. Ăștia au fost adevărații binefăcători ai omenirii. Că inventatorii care de-a lungul vremurilor au inventat ba una, ba alta, ăștia au fost cei care au adus un bine societății. Bună oară, am cumpărat cu mulți ani în urmă din România pentru copiii mei o carte care se intitulează 100 de personalități care au influențat istoria omenirii. M-am uitat pe cuprinsul acestei cărți și mărturisesc că nu am citit-o în întregime. Dacă aș citi toate cărțile pe care le-am adunat de-a lungul anilor, nu mi-ar mai rămâne timp și de altceva. Nu mi-ar rămâne timp de Biblie.
De aceea mă uit peste cuprins și văd dacă este ceva folositor pe acolo sau nu. Când m-am uitat la cele 100 de personalități socotite ca și benefice pentru istoria omenirii pe Pământ, am remarcat un lucru deosebit. Între cei 100 erau doar 2 care proveneau din creștinism. Unul era Domnul Iisus Hristos, pe care autorul cărții îl numea Iisus Hristos, și celălalt era Apostolul Pavel, cel care a exprimat în scris și a cristalizat învățătura creștină. Cel care a dat, dacă vreți, o anumită direcție mișcării creștine, scriind o serie întreagă de epistole, una mai frumoasă decât alta. Dar în rest au fost 98 de personalități pe care autorul acelei cărți, reflectând gândirea seculară la ecumenească, i-a considerat mai important decât mulți din oamenii sfinți ai lui Dumnezeu care au trăit pe pământul acesta. Acum, e adevărat că Fleming, inventatorul penicilinei, a avut o influență deosebită. E adevărat că inventatorul anestezicului a avut și el o influență deosebită, un impact pozitiv. Dar aș vrea să vă spun, dacă așa stau lucrurile, dacă doar personalitățile sunt binefăcători ai societății, atunci noi nu ne-am putea număra printre ei. Însă, în opinia și în viziunea lui Dumnezeu, lucrurile stau foarte diferit. În opinia lui Dumnezeu, sarea Pământului o reprezintă nu mari conducători, generalii de oști, inventatorii, descoperitorii, ci în viziunea și în înțelegerea lui Dumnezeu, în evaluarea pe care o face Dumnezeu, sarea Pământului o reprezintă creștinii. Și aș îndrăzni să spun Sfinții lui Dumnezeu. Însă problema este că societatea pe Sfinții lui Dumnezeu nu știe să-i prețuiască. Eu nu știu cum ar arăta lumea din ziua de astăzi dacă n-ar exista în mijlocul ei Sfința lui Dumnezeu. Nu știu cum ar fi lumea de astăzi dacă Dumnezeu i-ar duce dintr-odată pe Sfinții lui acasă. Pe aceia care se străduiesc să trăiască curat și frumos înaintea Lui. Pe aceia care sunt binecuvântări în mijlocul semenilor lor, fără să facă din aceasta o reclamă și o publicitate. Aș vrea să vă spun, noi suntem sarea Pământului. Suntem chemați să fim sarea Pământului. Dacă nu vei descoperi leacul pentru cancer, dacă nu vei descoperi un continent nou pe Pământul acesta, dacă nu vei descoperi o lege fizică nedescoperită încă, dacă nu vei face o invenție care să revoluționeze lumea în jurul tău, aș vrea să spun totuși că tu poți și trebuie să fii sare a Pământului în care Dumnezeu te-a așezat, în locul în care Dumnezeu te-a așezat. Și cum poți să fii? Ascultând de principiile expuse de Iisus în predica de pe munte. Aș vrea să mai vin cu a doua aplicație a primului adevăr din cuvântul pe care l-am citit. Cine erau ascultătorii Domnului Iisus? În afară de faptul că unii dintre ei erau agricultori, alții erau pescari, alții poate că erau dulgheri, alții trăiau poate din olării, adică din facerea vaselor de lut. Ocupațiile acestea nu sunt atât de importante. Ascultătorii Domnului Iisus, aș vrea să vă citesc ultimul verset din capitolul anterior. După el au mers multe noroade din Galileea, din Decapole, din Ierusalim, din Iudeea și de dincolo de Iordan. Și dacă aveți înaintea ochilor dumneavoastră așa imaginativ harta Țării Sfinte, veți vedea că ascultătorii Domnului Iisus nu reprezentau o anumită regiune, o anumită provincie din Țara Sfântă. Mântuitorul Iisus a crescut în Galileea. Galileienii au fost aproape și ucenicii lui, eu cred că în majoritate, cei 12, erau galileieni. Cei mai mulți proveneau din Capernaum. Am fi putut să credem că Domnul îi avantajează cumva pe galileieni și le spune, voi sunteți sarea Pământului. Dar de aceea am citit versetul 25 din capitolul 4, ca să arată că Domnul Iisus, când a rostit aceste cuvinte, a avut în vedere pe toți cei care erau din diferite provincii. Unii erau din Galileea, alții erau din Iudeea, unii erau din Ierusalim, alții erau de dincolo de Iordan. Și aș vrea să spun,
că Domnul pe toți aceștia îi vede ca posibili candidați pentru titlul de sare a Pământului. De ce spun lucrul acesta și insist asupra lui? Pentru că de-a lungul anilor mi-a fost dat să ascult predicatori provenind din diferite zone ale țării. Și am vorbit cu unii dintre ei și fiecare crede că în zona lui s-a păstrat credința cea mai autentică. Acolo de unde vine el e zona cea mai bună și mai binecuvântată din punctul acesta de vedere. Aș vrea să vă spun încă o dată, am ascultat predicatori provenind din diferite provincii sau regiuni ale țării și nu le voi numi. Dar i-am ascultat cu atenție. Și știți ce am remarcat? Am remarcat că Dumnezeu lasă binecuvântări în toate provinciile și în toate regiunile de unde proveneau predicatorii aceștia. Pentru că toți vorbeau despre felul în care lucrează Dumnezeu în partea aia de țară sau în partea cealaltă de țară. Și am mai remarcat că ei, în predicile lor, predicatorii aceștia, vorbeau și despre experiențele triste și nedorite pe care le-au avut, că și acestea fac parte din viața noastră. Și lucruri slabe pe care le auzi în provincia sau regiunea cutare, le auzi și din provincia cutare. Și am ajuns să cred că toți suntem înaintea lui Dumnezeu la fel de buni sau la fel de mai puțin buni, ca să mă exprim așa. Dragii mei, aș vrea să vă spun, Domnul Iisus n-a făcut nicio deosebire și le-a spus la toți cei care erau acolo, indiferent că erau din Galileea sau din Iudeea sau unii chiar din Ierusalim, din jurul templului poate, la un pas de templu. Voi sunteți sarea Pământului. Poate că spui, eu nu am nicio calitate deosebită. Eu nu știu să predic așa, nu știu cum. Poate spui, eu nu am un dar să știu să fac una sau cealaltă. Aș vrea să-ți spun, gândurile acestea să le lași deoparte. Ești chemat și ai toate posibilitățile ca să fii o sare a Pământului dacă te lași folosit de Domnul Iisus. Doamne, ajută-ne la toți la aceasta. Ce spune Domnul Iisus cu privire la sarea Pământului? V-am mai spus și în alte rânduri, sunt atent atunci când ascult o predică și pe mulți sau aproape pe toți cei care au vorbit în predicile lor despre sarea Pământului, i-am auzit enumerând o serie întreagă de calități ale sării. Una dintre ele, una dintre calități, una dintre avantajele pe care le oferă saria, au spus-o toți, este puterea de a da gust. O a doua a fost puterea de a opri înaintarea stricăciunii. Și puterea aceasta de a stopa degradarea cărnii de bună oară, au cunoscut-o și anticii care n-au avut frigidere, cum avem noi, sau congelatoare, dar au folosit sarea pentru a conserva alimentele, mai ales acele din carne. Acele din carne erau sărate din belșug. Am auzit apoi despre faptul că ea are puterea de a topi. Și predicatorii care vorbesc despre lucrurile acestea, eu nu spun că ar spune lucruri greșite. Numai atâta spun că Domnul Iisus nu a avut în vedere toate aceste calități ale sării pe care ei le pun în predicile lor. Mântuitorul Iisus, când i-a numit pe ascultătorii lui sarea Pământului, a avut în vedere o singură calitate, și anume puterea de a săra. De ce spun lucrul acesta? Zice Domnul în întrebarea lui, dacă saria își pierde gustul și mai departe nu mai continuă. Aș putea să adaug aceeași întrebare sau aceeași referire făcută de Domnul Iisus pe care o găsim în Evanghelia după Marcu, în capitolul 9, versetul 50. Marcu 9, 50, parcă era. Sarea este bună, dar dacă sarea își pierde puterea de a săra, vedeți? Și aici Domnul Iisus se referă strict la puterea sării de a săra, adică de a da gust. Iar în Evanghelia după Luca, în capitolul 14, versetul, să fie 34, dați-mi voie să verific câteodată
34, da. Același cuvânt al Domnului Iisus, parcă mai clar. Sarea este bună, spunea Domnul Iisus. Dar dacă sarea își pierde gustul de a săra, și nu mai continui întrebarea, pentru că este evident că cele trei pasaje biblice sunt dovezi foarte clare că Domnul Iisus a avut în vedere doar capacitatea sării de a săra. Dar aș mai duce un argument care vine din logică sau din rațiune. Să zicem că ar fi vorba despre toate acele calități ale sării, o grămadă, că e antiseptică, că e asta, că e cealaltă, în sfârșit, ar avea vreo 4, 5, poate 6, depinde de cât de ingenios este predicatorul. Imaginați-vă dumneavoastră că Iisus ar pune întrebarea, dacă sarea și-ar pierde puterea de a săra, El zice, atunci nu va mai fi bună la nimic. Dar, dintre ascultători, cineva ar putea replica, nu, Doamne, stai puțin, greșești. Și-a pierdut puterea de a săra, dar ea încă poate să fie antiseptică. Ea încă poate să topească, ea încă poate să facă asta sau cealaltă sau cealaltă. Dar este evident, din felul în care vorbește Domnul Iisus, că El a avut în vedere doar capacitatea sării de a da gust, de a săra. Eu și tu suntem chemați să fim sarea Pământului. Și asta înseamnă că în locul în care Dumnezeu ne-a așezat, ceva trebuie să se schimbe. Prezența noastră acolo ar trebui să aducă acolo ceva ce nu exista acolo atunci când noi nu eram acolo. Eu cred că mă fac înțeles, deși poate mine e greu să exprim lucrurile acestea într-o construcție gramaticală ușor de înțeles. Cred că m-ați înțeles totuși. Dacă la locul tău de muncă, într-un colectiv de 25 de oameni, tu ești singurul creștin, întrebarea care se pune este prezența ta între cei 25 de oameni acolo schimbă ceva sau nu schimbă nimic? Sau dacă tu ești acolo sau dacă tu nu ești acolo, lucrurile sunt la fel. Dialogurile sunt la fel, rânduiala la locul de muncă e la fel. Schimbă ceva prezența ta ca și creștin acolo? Aș vrea să vă spun însă că înainte de a fi sare pentru cartierul nostru, sare pentru orașul nostru sau pentru țara noastră, trebuie să fim sare în familia noastră. Spunea că Mântuitorul Iisus a făcut aici două precizări. A atras atenția ascultătorilor lui asupra a două lucruri, a două aspecte. Primul dintre ele este posibilitatea sării de a-și pierde gustul. Printre toate condimentele pe care noi le avem acasă în bucătăriile noastre, sunt aproape sigur că sarea este cel mai stabil. N-am verificat pe toate ambalajele de la sare dacă este scris un termen de valabilitate. A se consuma înainte de 1 iunie 2019, ora 7:30 dimineața. N-am văzut scris așa ceva. S-ar putea să fie pe undeva. Dar, dincolo de toate, eu cred că sarea este cel mai stabil dintre elementele chimice cu care noi intrăm în contact frecvent. Cu toate acestea, însă, iată, Domnul spune că există riscul ca sarea să-și piardă gustul. Și m-am întrebat, și poate te-ai întrebat și dumneata, oarecum. Vreau să vă spun că sarea își poate pierde gustul atunci când se amestecă cu alte lucruri. Pentru ca ea să-și păstreze gustul, să nu și-l piardă, ea trebuie ferită de amestecul cu alte lucruri. Și aș vrea să vă spun, mărturia creștină, ea poate fi compromisă. Dacă noi creștinii nu suntem atenți, și ne permitem să ne amestecăm cu cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Ce vreau să spun cu asta, nu este că noi acum ar trebui să ne facem companiile noastre, școlile noastre, nu mai avem de-a face nimic cu cei din lume. Dar să nu ne lăsăm influențați de mediul în care noi trăim și funcționăm. Noi ne putem alege prietenii și tovarășii.
cu care ne petrecem timpul liber. Nu ne putem alege de bună oară colegii de serviciu. Dar dacă printre colegii noștri de serviciu sunt unii care n-au nicio valoare și niciun standard moral, oamenii aceia trebuie avut grijă să nu petrecem foarte mult timp, pentru că s-ar putea întâmpla ca felul lor de a vorbi, felul lor de a cântări lucrurile, felul lor de a se comporta, să constituie pentru noi o piatră de potignire și să ne pomenim că am ajuns să deprindem și noi din obiceiurile lor. Eu știu că unii dintre dumneavoastră nu veți fi de acord cu mine. Dar Apostolul Pavel a spus un cuvânt pe care nu știu cine dintre dumneavoastră ar putea contesta. 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 33. El a spus așa, Pavel, nu vă înșelați, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Dacă tu ești un copil al lui Dumnezeu și dacă tu vrei să-ți păstrezi capacitatea mărturiei și dacă tu vrei să fii plăcut înaintea lui Dumnezeu, eu te sfătuiesc, nu petrece mult timp cu cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu și n-au valori și își bate joc de valorile pe care tu le ai. Că nu-ți va fi de folos. El va spune o glumă și până la urmă vei ajunge să-i spui și tu una. Poate că nu va fi la fel de degradantă ca a lui, dar mâine îi vei spune încă una care va fi un pic mai jos și vei ajunge să vorbești la el. Apostolul Pavel a sfătuit pe Timotei, care era așa de drag sufletului lui. I-a spus în 2 Timotei, capitolul 2, cu versetul, cred că 15 sau 16. Dacă greșesc, ori e unul, ori e altul. Da, să verificăm totuși. Versetul 16. Ferește-te de vorbăriile goale și lumești, căci cei ce le țin vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu. Acum să vă spun, cei care se ocupă cu lucruri de felul acesta, să știți că sunt și printre noi, prin biserică. Și am să vă spun, nu vreau să jignesc pe nimeni, doar vreau să trag un semnal de alarmă. În sanctuar, în sala aceasta, se predică cuvântul. Și în holul bisericii sau în parcarea bisericii se discută, sunt sigur că nu se discută din Biblie. Și întrebarea este, unde îți place? Te-ai dus până la toaletă sau te-ai dus să bei apă și ai întâlnit pe unul acolo care ți-e prieten și ai rămas cu el. Ai rămas acolo, ți-ai propus să ieși pentru 2 minute și să vin apoi. Și vin apoi după 30 de minute, predica s-a încheiat. E un subiect de gândire, să știți. Ferește-te de vorbăriile goale și lumești, a spus Pavel. În broșurita aceea pe care am scris-o cândva și am intitulat-o Curs de omiletică elementară, să-mi fie iertată modestia, poate că nu e un curs, este o cărticică în care am împărtășit câteva din gândurile pe care aș fi vrut să le fi știut când am început să vorbesc din Cuvântul lui Dumnezeu. Însă printre lucrurile pe care le-am cuprins acolo, l-am cuprins și pe acesta. Predicatorul care vrea să fie luat în serios de ascultătorii lui, trebuie să aibă grijă cum vorbește. Pentru că dacă o săptămână întreagă aș sta și v-aș spune glume cu un american, un rus și un român și mai alte lucruri de felul acesta și mă vedeți duminică la amvonul bisericii, eu sunt încredințat că mă ascultați numai din politețe, dar de crezut nu mă credeți. Și din ce spun, nu luați nimic pentru viața dumneavoastră. Și dacă copilul meu mă vede acasă uitându-mă toată ziua pe Facebook și pe internet la tot felul de reportaje, iar duminica vin și dau un îndemn la rugăciune, copilul meu, știți cum se va ruga? Uitându-se printre degete. Aș vrea să vă spun că e foarte ușor să ajungi să-ți pierzi mărturia. Să-ți pierzi gustul de a săra. Și Mântuitorul Iisus mi-a adăugat aici încă un lucru. Punea o întrebare care îndemna la cugetare. Prin ce își va mai căpăta sarea puterea de a săra? Exista oare un procedeu prin care putea să fie redată sării calitatea ei de sare? Se pare că nu. Nu atunci, probabil că nici acum. De aceea trebuie să avem mare grijă. Pentru că mărturia noastră, odată compromisă,
să știți că va fi foarte greu, aproape imposibil, să mai câștigăm încrederea celor ce ne ascultă. Dacă l-ai dezamăgit pe vecinul tău într-o relație dintre tine și el și ai compromis calitatea ta de sare a pământului și ai afectat mărturia pe care trebuia să o depui, va fi foarte greu să mai recâștigi pe vecinul tău și el să te creadă că tu ești cu adevărat un om al lui Dumnezeu. De aceea, frații mei, surorile mele, să nu ne jucăm cu lucrurile acestea, că sunt tare periculoase. Un ultim lucru pe care aș vrea să-l amintesc aici, timpul zboară așa de repede și n-am fost destul de înțelept ca să-mi cumpănez bine. Mântuitorul aici mai vorbea despre ceva. Dacă sarea aceea și-a pierdut gustul și dacă nu mai există vreo modalitate de a-l reda înapoi, sarea aceea nu mai este bună decât să fie aruncată afară și călcată în picioare de oameni. Aș vrea să vă spun că aceste cuvinte ale Domnului Iisus au fost de multe ori de-a lungul vremii în istoria creștinismului înțelese greșit. Am citit undeva că au existat situații și nu puține în care creștini s-au bătut de la calea cea dreaptă a creștinismului, a învățăturilor Bibliei și apoi, după ce au trăit o vreme prin lume și au făcut, nu mai știu câte au făcut, dar au venit înapoi și au vrut să se pocăiască. Și am auzit și am citit, de fapt, că exista un obicei. Un astfel de om, după ce a fost cândva odată un creștin foarte bun și a plecat în lume și după ani și ani a venit înapoi, era pus să stea la ușa bisericii, la ușa casei de rugăciune, mai corect spus, să stea pe jos și cei care veneau la casa de rugăciune erau îndemnați. El însuși zicea, calcă pe mine, pentru că eu sunt sarea care și-a pierdut gustul. Mântuitorul Iisus spunea că sarea care și-a pierdut gustul ajunge să fie lepădată. De aceea, frații mei, să nu credeți că noi exagerăm predicatorii, că vrem noi să părem mai sfinți decât alții. Noi am vrea pe toți să vă băgăm, dacă am putea, cu forța în Împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu mi este martor că dacă mi-ar fi cu putință să-mi deschid brațele atât de larg, încât să vă cuprind pe toți, și dacă aș avea puterea să vă ridic de la pământ pe toți, așa, aș fugi cu voi până în rai și v-aș pune acolo. Aș încuia ușa și aș zice să nu ieșiți pe geam. Acolo aș vrea să vă văd pe toți. Dar știu că dintre cei care mă ascultați, unii veți reține poate foarte puțin. Dragii mei, în încheiere, doresc din toată inima să prețuim această oportunitate pe care o avem, această înaltă chemare de a fi sarea pământului. În locul în care Dumnezeu ne-a așezat, în familia noastră, pe strada noastră, la locul nostru de muncă, la școală, în clasa noastră, noi trebuie să schimbăm ceva. Pentru că dacă prezența noastră ca și copiii lui Dumnezeu acolo nu schimbă nimic, nu aduce nimic pozitiv, se pune un semn de întrebare în dreptul capacității noastre de a să doresc ca fiecare dintre noi să prețuim această chemare și să întâlnim la înălțimea chemării acestea. Vă invit să ne ridicăm în picioare, frați și surori, și aș vrea într-o rugăciune comună să mulțumim Domnului pentru seara aceasta, să mulțumim pentru Cuvântul lui Dumnezeu și așa cum a spus aici, fratele Iosif, să nu ne pătăm numele de creștini. Oriunde ne ducem, să luminăm ca niște lumini și să fim sarea pământului, să nu ne pierdem gustul acesta. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.